Mulțumesc! Sunt onorată de această invitație neașteptată de a vă adresa câteva cuvinte. Mi-am amintit, stând aici și ascultând ce au spus alții, de faptul că prin anul 1974-76, înaintea erei multora dintre cei de aici, fratele Liviu Olah, în biserica numărul 2 din Oradea, spunea și credea ceea ce spunea, și anume: haideți, frați și surori, să ne rugăm pentru televiziune și radio creștin în România și ca Evanghelia să fie predicată pe stadioane. Și noi ziceam amin și ne rugam, dar credința noastră era câtă era. Dar erau oameni cu viziune care chiar credeau. Acum vedem că se întâmplă lucrurile acestea, vedem că apar radiouri noi, televiziuni noi, că Evanghelia se predică pe stadioane și e un lucru extraordinar. Însă ceea ce cred că ne mai trebuie este să avem acea credință care mută munții, acea credință neștirbită de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Și știți, s-a pomenit aici de The Family. Am apărut și eu în două scene pe acolo. Și am urmărit cu atenție acel serial. Leitmotivul a fost Iisus și nimic. Asta trebuie să ne însuflețească pe noi. Ceea ce noi avem de transmis este lumina lui Hristos, dragostea lui, bunătatea lui față de cei din jurul nostru. Indiferent unde suntem, indiferent care este misiunea pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu, să fim lumină și să-L propovăduim pe Iisus și atât. Mulțumesc foarte mult, vă doresc multă binecuvântare, mulțumim tare mult, Cătălin, pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi până acum, pentru faptul că ai fost întotdeauna alături când am organizat evenimente aici în Parlament, alături de grupul de rugăciune, la micul dejun cu rugăciune. Te așteptăm și săptămâna viitoare să ne dai o mână de ajutor, dar probabil că deja lucrurile astea s-au discutat. Și vă doresc tuturor multă binecuvântare ca să putem să fim lumină și să-L propovăduim pe Iisus și atât.